Salut, berbeci! Voi face citirea tarotului pentru perioada 1 decembrie-15 decembrie, o perioadă care se încheie cu o lună nouă în Săgetător, în data de 13, pentru care veți primi atât horoscopul cât și runele. Și am putea spune că intrăm într-o zonă mai liniștită, nu mai avem atâtea opoziții, deci tensiuni pe o axă anume. Sunt tensiuni, sunt frustrări, dar nu mai sunt concentrate numai pe o axă a banilor, a resurselor. Acum sunt depinde de mai mult de lună. Deci avem și un triunghi de pământ, deci o piramidă de pământ, să spunem o piramidă de pământ, triunghi minor, care se formează la începutul lunii. Veți găsi mai multe la horoscop. Acum să vedem ce spune tarotul pentru această perioadă, pentru voi, berbeci. Da? Deci, iată, aveți un paș de spade. Am putea spune că este vorba de o femeie cu intenții mai mult de a vă crea probleme. Este o femeie care poate să aibă ascendent zodie lună plină pe Vărsător sau pe Gemeni, dar este o femeie care duce vorba de colo-colo, o femeie care se implică foarte mult în anumite situații. Și puteți să aflați despre ea anumite lucruri, adică să primiți anumite informații. Haideți să vedem. Tot la fel voi face pe case, fiindcă este destul de relevantă această citire dacă ținem cont de evenimente, nu de principalele activități. Și iată că aveți voi. Berbecii, sunteți legați de o femeie. La acest tarot, reprezentarea are acești lei, da? Deci ea reprezintă leul. O femeie cu ascendent zodie lună plină în leu, o femeie care este foarte aprigă, o femeie care luptă, consideră că luptă pentru o anumită dreptate, ea vrea să facă dreptate. Pentru un bărbat poate să fie un sprijin, pentru o femeie nu. Este o rivală. O rivală, gândiți-vă voi care sunteți berbeci, femeile berbeci, și voi aveți această ieșire de a lupta pentru dreptate, pentru adevăr, pentru, dar sunteți hotărâte să luați anumite decizii și ea este tot la fel foarte hotărâtă să vă creeze probleme. În schimb, aici aveți legat de fericire, de o creativitate. Un moment în care voi vreți să fiți un fel de eremit, vreți să tăceți, vreți să ascultați, să analizați. Știți foarte bine că tăcerea este de aur, vorba este de argint. Poate fi vorba și despre o iubire, poate să fie vorba despre un hobby, despre o investiție, deci despre distracție. Unde am putea spune că nu veți fi foarte relaxați, din contră, sunteți foarte tensionați, adică acest eremit, el este tot timpul cu ochii în patru să vadă pe unde calcă, îl observați, este cu privirea în pământ, vrea să se protejeze, vrea să-și folosească intuiția, să vadă prăpastia în întuneric și este un moment, am zice, mai mult de tensiune pentru voi, nu de fericire. În schimb, regele de spade vine în acest domeniu al cunoașterii spirituale, al studiilor, al examenelor, al concursurilor, al călătoriilor. Este o persoană, un bărbat în vârstă, un bărbat cu ascendent zodie în Vărsător, dar este un bărbat care își permite să emită niște, cum să spun, judecăți. Adică poate să vă atenționeze, să vă atragă atenția că trebuie să respectați anumite principii, trebuie să respectați anumite reguli și este o persoană mai mult singuratică.
dar o persoană care impune prin prezența lui, deci el poate să vă impună anumite aspecte, anumite reguli. Acum, domeniul banilor. Resursele, bunurile materiale, munca voastră, fiindcă asta reprezintă acest domeniu, casa a doua, munca voastră este sub influența unui fals. Cineva va falsifica ceva, va făcut un înscris, va făcut ceva, tocmai intenționat să vă creeze probleme. Deci acest șapte de spade arată un înscris falsificat, ceva falsificat, pe care îl veți afla. Dar bineînțeles că aceste înscrisuri falsificate vă creează și un disconfort, dar și pierderi financiare. Și o persoană care este capabilă să vă ia posibilitatea de a vă apăra, posibilitatea de a, cum să spun, de a lupta pentru bunurile voastre. Un șase de monede arată generozitatea. La locul de muncă sunt persoane generoase care vor să vă susțină, să vă ofere o șansă. Sau poate legat de sănătate, această generozitate o primiți prin acea vitalitate bună, sănătate pe care ne-o dăruie nu Dumnezeu. Deci am putea spune și acest lucru. Este un moment benefic. Și voi dăruiți, dar și voi primiți. Și sau poate să fie o șansă pe care cineva vă dă la locul de muncă să arătați ceea ce puteți să faceți sau voi dați o șansă altei persoane. Un diavol legat de carieră. Ar trebui să vă gândiți la ceea ce vreți voi să realizați. O reușită profesională, o reușită în familie, o reușită socială, unde viciile voastre s-ar putea să vă împiedice, fiindcă acest diavol poate să reprezinte și un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, care vă cunoaște toate slăbiciunile, vă cunoaște toate viciile și este capabil să vă lege de scaunul lui și să nu vă permită să obțineți așa reușită în carieră. În schimb, comunicarea, contractele, relațiile. Tot ceea ce reprezintă pentru voi comunicare, comunicare cu familia, cu frați, surori, veri, vecini, este sub semnul acestui prinț de bâte. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în săgetător, un bărbat mai tânăr decât voi, care poate să vă aducă niște vești, poate să vă aducă niște informații. El de obicei vehiculează aceste vești, călătorește, se deplasează, vine cu niște răspunsuri. Nu e un aspect rău, este un aspect benefic. În schimb, legat de un contract, aveți foarte multe blocaje. Am putea spune, voi vreți să realizați ceva, să faceți ceva, v-ați propus ceva, dar sunteți tot timpul blocat de niște persoane care vă țin în stagnare, vă impun această stagnare, fiindcă asta reprezintă nouă de bâte, o stagnare pe care voi puteți să o înlăturați prin corectitudine, fermitate și dorindu-vă adevărul și dreptatea, veți reuși, dacă vă ascundeți scopurile, să depășiți această situație. Optul de cupe. Am putea spune că în relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu asociațiile profesionale, ați făcut tot ce ați putut, ați dăruit. Ați făcut eforturi foarte mari, dar nu ați primit niciodată, să zicem, recunoașterea acestor eforturi și acest lucru v-a nemulțumit. Preferați să întoarceți spatele, să lăsați aceste cupe, uitați în spatele vostru și să priviți spre viitor, să vă găsiți, am zice, alți prieteni, alți protectori.
În ceea ce privește casa, căminul, familia, schimbarea, transformarea și, bineînțeles, karma voastră. Nu prea sunt bune deloc. Este un domeniu numai foarte sensibil. Și iată, casa, ne gândim la cămin, la familie, la relațiile pe care le aveți cu membrii familiei, unde este un drum greu. Ați avut sau aveți în continuare un drum greu în fața voastră, persoane care vă întind capcane, vă mint, vă lingușesc, persoane nepăsătoare. Am spune, trebuie să înfruntați toate acestea, să treceți pe acest drum care vă obligă să mergeți printre cele două coloane, doi stâlpi, da? Deci două turnuri, am zice, două turnuri. Dar aceste turnuri sunt păzite de un câine și un lup, așa cum am spus, și un rac. Nu este ușor pentru voi, va fi foarte greu. În ceea ce privește schimbarea poate să vină, renașterea voastră, exact poate din această, eu și o cheltuială pe care ați făcut-o, o investiție pe care ați făcut-o, un paș de monede, arată de obicei o investiție pe care o faceți, care nu va aduce roadele pe care le doriți, dar poate să vă aducă o schimbare. Aici trebuie să vă gândiți la o schimbare. Și vom avea o lună nouă în Gemeni, pentru voi este o casă în Săgetător, scuzați-mă, o lună nouă în Săgetător, este o casă a comunicării. Deci, schimbarea este pentru voi. În schimb, 7 de cupe arată o visare. S-ar părea că asta este, cum să spun, sacrificiul vostru, karma voastră, să fiți visători. Să vă creați tot felul de imagini, tot felul de iluzii, care mai de care mai ciudate și niciodată să nu obțineți un răspuns corect sau să aflați într-adevăr aceste amăgiri, vi le creați singuri. Deci va fi o perioadă destul de agitată, mai ales având această regină de bâte care iese în întâmpinarea voastră din 1 decembrie, dar voi vă păstrați această atitudine de eremit, ceea ce înseamnă foarte bine. Diavolul, unde trebuie să renunțați la vicii, în carieră, în tot ceea ce vă doriți voi să faceți, să obțineți, fiindcă acest personaj va exploata orice speranța voastră și în domeniul căminului, al relațiilor din cămin, iată că aveți aici persoane care nu vă sunt tocmai aliate. Și visarea și amăgirea pe care vă creați singuri. Eu vă doresc numai bine. Nu uitați că veți primi horoscopul, dar veți primi și runele pentru luna nouă din Săgetător. Vă doresc numai bine. Și dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe și vă mulțumesc!